AP este pe... Rămâne acum să arătăm că AP e perpendiculară pe N, B. Trebuie să formeze unghiul 90 de grade. Trebuie să arătăm că acolo va fi unghiul 90 de grade, da. Păi am trebuit să arăt, dacă putem să facem încercare să arătăm că ANP este congruent cu APB. ANP, ANP, triunghiul de aici. Da. E congruent cu cine ANP? ANP cu APB. APB. ANP cu APB. Ce motiv ai? De, îți faci o strategie. Aș vrea să arăt că AP este perpendiculară în triunghiul ANB. AP perpendiculară în triunghiul... Aș vrea să arăt că ANB este triunghi isosceles sau măcar, măcar echilateral sau isosceles. Când zici măcar echilateral, e mai mult echilateral. Isosceles, măcar isosceles sau echilateral. Tu îți formezi o anumită strategie. Da. Dar în strategia care ți-o formezi, trebuie să ții cont de ipoteză. Da. Dacă tu părăsești ipoteza și vrei să arăți că triunghiul ăsta ar fi echilateral, sau isosceles, zici tu, atunci, ca asta să fie înălțimea, trebuie să fie pică și la mijloc. Da. Ori, nu pare a fi la mijloc. Te duci pe... și nu ți mai ții cont deloc. Deci e dus perpendicular aici, deci s-a întâmplat toate lucrurile din urmă. Deci nu poți să părăsești problema și în afara ipotezei să faci tu o strategie, ci totul e legat de, de ipoteză. Deci, nu degeaba am aici unghiul drept. Da. Nu degeaba pătratele astea au toate unghiurile drepte. Deci este o legătură foarte importantă aici. Eu trebuie să mă duc atent pe problema aceasta, că altfel nu reușesc. Faptul că sunt în pătrat. Nu degeaba. Bine, cum... Și am, nu a fost la întâmplare. Da. Unind pe A cu N, s-a format unghiul de aici. Poți să-mi spui tu despre unghiul acesta? Cu care unghi ar fi congruent? Cu unghiul... Deci vezi unghiul de aici. Da. Fiindcă CN e perpendiculară, unghiul de aici de câte grade este, ne? De 90 de grade. Bun. Unghiul de aici și cu ăsta și cu unghiul de aici, cât fac împreună ăsta roșu și cu ăsta? 150 de grade. Cum să fie 150? Nu, 90 de grade. Ai 90 de grade, că e 90 ăsta aici. 90 de grade. Dar roșu și cu ăsta de aici, cât fac împreună? Pe roșu și cu cea de acolo fac 90 de grade. Ei! Deci roșu și cu ăsta fac 90 de grade, roșu și cu ăsta fac 90 de grade. Ce spunem despre aceste două unghiuri? Sunt congruente. Ca au același, cum se cheamă el, roșu ăsta? Același... complement. Da, cu același complementar. Da, unghiuri complementare fac 90 de grade. Deci, iată, portocaliu cu portocaliu sunt unghiuri congruente. Da. Băi, ce interesant este, cum m-am dus eu spre asta? Și ce mi-am valorificat până în clipa asta? Că sunt împătrat. Da. Am mai valorificat faptul că am dus perpendicular asta aici. Și m-am dus spre, numai din ipoteza de până acum, unghiul de aici și cât ăsta de aici. Bun. Mai departe. Ce am făcut noi? Am prelungit-o pe asta. Pe DB. Până când a tăiat pe DB diagonala într-un punct P. Da. Ce-ai putea să-mi spui tu despre PA și PC? PA și PC? Da. Că sunt congruente. Nu, să nu fie teamă. Încerci să judeci problema și să ai argumente, spune. Ai văzut să-ți congruente și te uita la mine dacă eu mă schimb la față. Nu, dar n-am de unde să știu că sunt congruente. Nu spun nicăieri că sunt congruente. Păi nu spun, dar poate din informațiile tale, din cunoștințele tale. Poate să dai tu seama. Ia să vedem așa. Dacă sunt într-un pătrat. Da.
Și pe o diagonală. Treacă perpendiculară. O secundă. Pe o diagonală, cum este aici, iau un punct, da? Și întrebarea mea era așa. Cum este de aici așa și așa de cât? Asta e cât asta? Da. Ce știm într-un pătrat? Cum sunt diagonale? Sunt congruente. Sunt congruente ele? Și încă, și încă, asta se întâmplă așa în dreptunghi. Într-un pătrat, diagonale, congruente. Sunt și perpendiculare. Deci unghiurile de ei sunt din 90 de grade, dragule. Păi, dar păreau 90 de grade. Nu mă place că păreau. Nu desenul. Nu desenul pe mine mă frământă. Ci de ce sunt? De ce ele sunt? De ce sunt perpendiculare? De ce? Hai să judecăm. Nu. Dacă suntem în pătrat, latura asta cum este? Congruentă cu cealaltă. Ce fel de triunghi este așa? Dreptunghic. Este triunghi dreptunghic fără discuție, dar încă ceva în plus este. Dacă latura de asta e cât asta? Isoscel. Isoscel. Și într-un triunghi dreptunghic isoscel, câte unghiurile celelalte două câte au rămas să fie împreună? 90. Și fiindcă isoscel, cât e 45-40. Foarte important. Deci foarte important. Deci ce sunt diagonale? Sunt și bisectoarele unghiurilor. Da? Sunt bisectoare. Și atunci, în clipa în care mă duc fiind aici perpendiculare, și ce motiva cu sunt perpendiculare? Eu nu știu că sunt perpendiculare. Păi unghiul ăsta de câte grade este așa? De 45. De 45. Ăsta de cât este? De 45. 45, 45, de 90. Și o rămas atât de 90. Sau, într-un triunghi dreptunghic, aceasta care pică la mijloc, cum se numește? Bisectoare, mediană, mediatoare. Și atunci, dacă e mediatoare, iată că e perpendiculară. Da. În concluzie, insist, când ai zis pătrat, în mintea ta s-o afișat așa, toate rezultatele, da. Toate laturile sunt congruente. Diagonale sunt jumătățe, diagonale sunt egale. Sunt bisectoarele unghiului, 45 de grade, 45 de grade. Foarte important. Și sunt și perpendiculare diagonale. Aceste lucruri trebuie să fie foarte limpede. Și acum, orice punct de pe bisectoare, PA e cât PC. Pentru că am arătat. Da, da? Acum am arătat. Deci PA este cât PC. Nu știu dacă mi este de folos. Dar eu am reușit să arăt că PA e cât PC. Trebuie să arăt că apă este perpendiculară pe NB. Apă perpendiculară pe NB. De acord cu asta. Dar poate acum demarăm lucrurile. Ia să vedem unde putem folosi faptul că apă e descoperirea noastră. Este cât PC. Așa. Păi dacă știm că apă este cât PC, da. Atunci și AO este congruent cu... Nu, AN este congruent cu... AO este congruent cu OC. AO cu OC, asta știam. Da. AO cu OC știu de la faptul că e pătrat. Aș putea să arăt că măsura lui chestii... Cât face galbenul și cu vecinul său ăsta? Cât fac împreună? Ei fac aur. Deci galbenul și cu ăsta micuțul? Fac aur. Fac aur? Da. Aur sunt multe unghiuri greci. Primele două. Deci fac cât ăsta de aici, da? Da. Adică fac 45 de grade. Da, 45 de grade. Bun. Iar unghiul galbenul ăsta este cât ăsta? Da. Din ce motiv? Păi, eu vreau să arăt că APO este congruent cu OPC. APO. Cât OPC. Cât O. APO. Adică de ăsta de aici. Da. Cu
O grec cu? O-P-C. O-P-C. Păi... Este deja? Știu deja că este? Da. Păi știu, de ce să mai arăt că... Asta că ele sunt pe telegloane aici. Și obligatoriu unghiul de ăsta, deci... Unghiul de ăsta sunt egale aici. Și sunt murete. Da. Da, mai e îndepărtat de problemă. Deci, insist și spun, unghiul de aici este plus... e cât ăsta de aici, da? Da. Dar ăsta de aici e și cât ăsta de aici. Da. Din ce motiv? Păi, din cauza... Ca așa cum ăsta și cu ăsta fac împreună cât? 45 de grade și celălalt tot 45 de grade. Și cum ăsta galben e galben, deci rămas și ăsta două sunt congruente. Da. Și dacă unghiurile astea sunt congruente, ce putem spune? Deci puteți să mai folosim linii ipoteză. Deci avem galben cu galben. Da. O latura acestuia este congruent. E perpendiculară pe latura asta. Da. Atunci și cealaltă latură, CP, va fi perpendiculară pe latura care formează unghiul, pe AP. Da. CP pe AP. Da. Și în felul ăsta am unghiul cu laturile perpendiculare, două câte două. Deci CB e perpendicular pe AB. Și ce P va fi pe A, P. A, P, da. Așa. Și noi trebuia să arătăm că cine este perpendicular pe K, P, perpendicular pe N, N B. B. Ei, P-ul acesta joacă un rol important. Rol de ortocentru. Adică în triunghiul A, B, N. În triunghiul A, B, N, avem odată B, O, e perpendiculară pe N, A, A, P, pe N, B, A, P, pe N, B, pe N, B, trebuie să arăt asta. Da. Trebuie să arăt. Și ar trebui să arătăm că și N, P este perpendiculară pe A, B. N, P, perpendiculară pe A, B. Deci dacă arăt că nu pui pe perpendiculară pe AB, problema este făcută. Da? Ca să fii pe ortocentru. NP, da. Perpendiculară pe AB. Ori NP de aici formează cu NB un unghi și ăsta de aici va fi congruent cu ăsta de aici. Da. Da. Adică o să iei două de portocaliu. Exact. Și atunci e gata problema. Deci unghiul de aici este cât ăsta de aici. Și în triunghiul N, A, B, P, capătă calitate de ortocentru. Ortocentru și rest de... Deci am o înălțime. O înălțime este B, O. Fix este ortocentru, toate înălțimile. Atunci, O este ortocentru. Toate laturile care trebuie să fie. Corect, corect. Hai să le dăm câte ceasul meu rămas ultimul și pentru... 5 jumate. Hai să le dăm. Ai putea să le dăm singură? Nu da. Poți, nu? Să încercăm împreună? Așa, da. Ia să zicem așa. Deci, în demonstrație. Păi unghiul B este congruent cu unghiul B. Să ne fixăm atenția pe. A, N, B. În triunghiul A, N, B. În triunghiul A, N, B. Cine să fie ortocentru? B. Ortocentru. Ortocentru. Asta trebuie să arătăm. Dar știm că B, O este perpendiculară pe A, N. B, O e perpendiculară pe A, N. Deci N, B, O. B este perpendiculară pe A, B, deoarece acel... Unghi este și R aici. Da. Unghiul R, N, B. R, N, B este congruent cu A. Unghiul R, N, B. R, N, B. Este congruent cu unghiul A, P, B. A, P, B. A, P, B.
pe P. Cu P-A-B. Cu P-A-B. A, da, P-A-B, da. P-A-B. Și congruent cu unghiul, dacă continuăm cu B-C-P. Da. B-C-P. Și congruent cu unghiul, vă dea, spuneam mai înainte, cu N... Cu N-D-C. N-D-C. Cu N-D-C. Iar din, din cele două, deci B-O pe perioada N, B-O pe perioada N, da. Că și N, N, P este perpendiculară. Atunci rezultă că P, P, N, P, P, ortocentru. Da. Centru. Și rezultă că și cea de-a treia care trece pe acolo, N, A, P, A, P este perpendiculară pe NB. A, P, perpendiculară pe NB. Deci aici toate proprietățile pătrate au fost știute și totul mergea foarte bine. Ce trebuie să înțelegem? La geometrie nu ne mișcăm în demonstrație decât în limita ipotezei și a informațiilor care le-am. Tot ce ne spune ipoteza. Ipoteza toată folosită. Autorul este atât de zgârcit, nu îți dă nimic în plus. Toată ipoteza folosită și de acolo te descurci cu ce mai știi, cu toate informațiile care știi tu despre pătrat. Despre pătrat și tot ce a apărut acolo. Ne oprim aici. La revedere. La revedere. La revedere.